și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buge de Familie. Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul unei familii. Începem clipul de cumpărături săptămânale cu un haul de la Lidl. Astăzi a fost săptămâna XXL sau a început săptămâna XXL și bineînțeles că știți că săptămâna XXL este preferata mea și nu am putut rata, deci am fost un pic până în Lidl, n-am luat foarte multe lucruri, dar suficiente pentru ceea ce ne doream. De data aceasta, săptămâna XXL n-a fost extraordinară, ofertele n-au fost cum ne-au obișnuit cei de la Lidl. Haideți să vedem cât am cheltuit. 151 de lei și 19 și haideți să vedem pe ce. Începem cu aceste foietaje de nuci pecan cu sirop de arțar la 1,35 lei. Am cumpărat două, sunt preferatele mele și greu se întâmplă să mă duc în Lidl fără să îmi cumpăr una. Am găsit șuncă, era la ofertă, am cumpărat un pachet la 4,99 lei. Continuăm cu 10 baterii tipul AA, nu mai aveam și ne trebuiau, la 9,49 lei, este un preț bun. Am reîncercat acest iaurt grecesc de la Pilos, ne place foarte mult și am dat pe el 6,99 lei. Avem 4 cutii de lapte Pilos, 3,5 la 3,59 lei, o cutie de Actimel de fructe de pădure la 9,99 lei. Aș fi vrut să prind hârtie igienică de la Floralis 16 bucăți, dar din păcate nu mai era. Chiar mi s-a părut o chestie super distractivă că era un pachet de hârtie rămas într-un coș și coșul ăla nu era al nimănui. M-am plimbat eu prin magazin de 2 ori, într-un final m-am întors, am zis gata, hai că iau hârtia. Nu o să vă vină să credeți, dar era un om de la securitate care păzea hârtia. Da, păzea acel pachet de hârtie igienică XXL Floralis și l-am întrebat dacă îl pot lua eu. Nu că este al unei doamne. Păi zic, și doamna unde este? Că văd că nu e magazin. Nu că m-a rugat să îl păzesc. Deci, ce mai? Astea sunt vremuri extraordinare. Hârtie igienică valorează mai mult decât aurul și Doamne ferește cum mi-am permis eu să încerc să iau acea hârtie igienică. M-am super distrat. Ce să zic, la, în momentul în care vezi faze din astea, nu poți decât să te amuzi că mai mult decât atât nu avem ce face și asta a fost. Deci am luat hârtie Floralis obișnuită, 8 role la 7,79 lei. Am cumpărat două, una pentru mine, una pentru mama, că na, știți, sunt vremuri. Am găsit o chestie foarte interesantă, sunt capsule Nespresso, n-am mai găsit această marcă până acum, noi fi văzut-o eu, că era undeva într-un loc în care de obicei nu mă duc, și aceste capsule costă 6,99 lei. Eu de obicei dau 20 de lei pe 10 capsule sau 21 de lei și atunci am zis hai că merită să le încercăm să vedem dacă sunt bune sau nu. Erau două variante, Lungo și Espresso, eu prefer pe cea Lungo pentru că nu-mi place cafea. Cafeaua foarte puțin, așa doar un pic de cafea care să te trezească dimineața. Îmi place să o beau cu lapte, pendelete, înțelegeți voi. Am recumpărat aceste sărățele cu chimon la 1,69 lei. I-ați auzit pe ai mei prin casă, nu se poate să filmeze niște nimic. Mai avem chipsuri de tortilla la 2,59 lei, am cumpărat două pungi. Am cumpărat acest unt de arahide, dar din păcate nu am găsit din acela obișnuit, am găsit numai acesta cu bucățele și am luat doar un borcan pentru că nu știu dacă îi se potrivește lui ăsta mic. Chiar să-mi spuneți voi, dați copiilor unt de arahide cu bucățele? El de obicei mănâncă de dimineața unt de arahide din acela cremos și nu știu, mi se pare ciudat să-i dau cu bucățele, mi-e frică că se nea 4 ani jumătate. Untul de arahide a fost 11,29 lei. Avem două pungi de ovăz la 1,99 lei și multă, multă mazăre. Am cumpărat una, două, trei, patru, cinci. 5 cutii de mazăre de la Freshona. Ne place foarte mult și de câte ori o găsim, o cumpără. 2,39 lei. Am găsit la ofertă ouă, 12 ouă la 5,99 lei, oferta XXL. Să știți că merită să deschideți de fiecare dată cutia de ouă și să încercați să... Haideți că vă și arăt.
Să treceți cu degetele prin ouă și dacă nu se mișcă, înseamnă că au fost crăpate și că s-au lipit. Am văzut și eu undeva chestia asta pe internet și zic să o împărtășesc cu voi. Avem niște banane, am cumpărat unele mai verzi și unele mai coapte, am vrut să le separ pentru că s-au stricat niște banane și a trebuit să ne facem un smoothie așa rapid. Bananele au costat 4,99 kg și am luat mai multe variante. Avem o pungă de avocado, 7,69 lei. Am cumpărat niște migdale de la Alesto. Nu sunt mai ieftine decât cele din Oșan, dar am fost de curând în Oșan și nu cred că mă voi întoarce cât de curând. Această pungă a fost 12,99 lei. Și dacă tot am fost în Lidl, am zis să iau și niște cartofi wedges. Ne plac și cele din Lidl. La 4 lei, stați că nu mai țin minte. La 4,49 lei. Așa că am luat doar câteva lucrușoare și cred că o să revin cu mai multe cumpărături pentru această săptămână. Spre final vreau să vă povestesc ce mi s-a întâmplat astăzi la Carrefour Market. A fost foarte interesant pentru că este prima oară când observ și zic să împărtășesc cu voi chestia asta. Am găsit niște lapte Covalact, 3,5% grăsime, la 50% reducere, încă valabil pentru 2 zile, zic gata, iau niște lapte. Și nu m-am uitat pe bon în momentul în care am plătit, nu știu ce a fost în capul meu, căutam o plasă, erau niște oameni în spatele meu foarte aproape de mine și mă deranjează super tare chestia asta, cei care nu păstrează nici așa, măcar o distanță de bun simț, nu 2 metri și alte prostii, măcar pur și simplu o distanță de bun simț, nu, fix în spatele meu și eram super agitată de chestia asta și nu m-am uitat pe bon și am plătit prețul întreg. Asta vreau să vă arăt, că chiar dacă aceste produse au acest sticker pe ele, dacă persoana de la casă nu bagă prețul cu reducere, adică trebuie să bage un cod adițional, din păcate veți plăti prețul întreg și aș vrea să fiți mai atente ca mine, să nu vi se întâmple și vouă. În rest am mai cumpărat o pâine, pentru că n-a se mai termină pâinea, la 7,79 lei, dar acest lapte ar fi trebuit să coste 3 lei și un pic. Și, din păcate, l-am plătit la preț întreg. Ce ar fi trebuit eu să fac este următorul lucru. Ar fi trebuit să mă duc înapoi în magazin și să arăt ce s-a întâmplat. Dar, în primul rând, asta înseamnă să ies din nou din casă, să mă duc cu laptele, să-l duc și să am o discuție, să zicem, poate în contradictoriu cu persoana de acolo care are zero interes conform cu salariul pe care îl primește, adică foarte puțin. Și, am stat să mă gândesc, mai ies din casă și am ales să nu ies din casă, am ales să o iau ca și o lecție. Am cheltuit 13,94 lei, cu 3 lei mai mult decât ce m-aș fi așteptat și data viitoare o să fiu mult mai atentă. Este ca o învățătură de minte, poate și pentru voi, să fiți mai atente și să nu pățiți ce am pățit eu astăzi. Sper că v-a plăcut acest haul de la Lidl de la săptămâna XXL și ne revedem cât de curând în următorul vlog. Pa, pa!